A început distribuirea ajutoarelor alimentare din partea Uniunii Europene. De frică să nu rămână fără ele, sibienii s-au așezat încă de la ora 5 dimineața la coadă, deși puteau să-și ridice alimentele abia începând cu ora 9. Veniturile mici transformă aceste alimente într-o importantă sursă de hrană pentru mai multe luni. Sprijinul venit din partea Uniunii Europene este acordat celor cu o pensie care nu depășește 400 de lei pe lună, persoanelor cu handicap grav și accentuat și persoanelor singure care beneficiază de venitul minim garantat. E vorba de aproape 10.000 de persoane care vor primi aceste cantități de materiale. Distribuirea nu se face în funcție de un grafic, ci în funcție de un bon de ordine pe care fiecare îl primește. În prima zi, sute de persoane s-au așezat la coadă. Mulți beneficiari au venit încă de la 5 dimineața pentru a prinde un loc cât mai în față. 16 kg de făină, 11 de mălai, 2 kg de paste făinoase, 9 kg de orez, 2 de lapte praf și 1,2 kg de biscuiți. De la 5 au zis oamenii că au venit. Ia că-i 12-6 minute. Cum e? Înghesuială înăuntru? Nu! E ordine, că ne-a dat bonuri. Dacă nu ne dădea bonuri, nu ajungeam nici acum. Biscuiți, macaroane, lapte praf, făină de mălai și făină albă. Da. Cât o să vă ajungă toate acestea? A, cât ori. Până să termin. Bine venite sau? Da, da, vorba aia. La banii noștri, la pensiile noastre mici, e-s bine. Noi, normal, nu vrem ajutorul nimărui. Vrem locuri de muncă și, în special, să țină cont de persoanele care trec 50 de ani. Distribuirea produselor se face de luni până vineri între orele 9 și 14 la depozitul de pe strada Electricienilor.